Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Fostul deputat PD Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut la granița cu Ucraina. El a ajuns pe mâna autorităților din Republica Moldova, după ce a fost predat de către serviciile de securitate ucrainene, care l-au declarat persoană indezirabilă și l-au expulzat din țară. Despre aceasta a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție într-un briefing de presă. Andronachi urmează să fie plasat în arest preventiv, așa cum pe numele lui a fost eliberat deja un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Această imagine cu Vladimir Andronachi, încătușat și escortat de poliția de frontieră, a fost făcută la punctul de trecere Criva Mămăliga. Fostul deputat democrat a fost reținut la hotarul cu Ucraina, chiar în primele ore ale dimineții. Azi dimineață, Inspectoratul General al Poliției l-a reținut pe Vladimir Andronachi la frontieră. În baza de date interne din țara noastră, a apărut mandatul de arest și dosarul de căutare al CNA. Persoana a fost transferată din custodia IGP la CNA. Acum, CNA îl transportă de la frontieră aici, la Chișinău. Veronica Dragalin a anunțat că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi persoana indezirabilă și l-au izgonit din țara lor. Șefa Procuraturii Anticorupție susține că deocamdată nu a fost înștiințată oficial despre expulzarea lui Andronachi. Încă nu avem toate detaliile oficiale, dar înțelegem că decizia de a-l expulza din țară s-a bazat pe doi factori. În primul rând, este cunoscut faptul că Vladimir Andronachi este asociat cu Vladimir Plahotniuc, care de săptămâna trecută se află pe lista sancțiunilor Statelor Unite pentru rolul său în corupția sistemică din Republica Moldova. În al doilea rând, având în vedere starea de război, Ucraina are o anumită politică față de persoanele cu cetățenie străină care intră în țara lor. Potrivit procurorilor, lui Andronachi se incriminează un șir de infracțiuni, inclusiv participarea la furtul miliardului. Sunt escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, precum și despălare de bani în proporții deosebit de mari, la fel în interesul organizației criminale. Ce se întâmplă acum? Dumnezeu este escortat la sediul Procuraturii Anticorupție. Aici îi vom aduce la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire, deci va fi pus oficial sub acuzare, după care dumnealui va fi escortat la judecătorul de instrucție, care va duce la cunoștință mandatul de arestare. Vladimir Andronachi este bănuit de spălare de bani în dosarul Metal Ferus. În luna septembrie 2021, procurorii anticorupție au descins acasă la fostul democrat. Acțiunile au avut loc în cadrul dosarul fraudei bancare, în care Andronachi este cercetat penal. Atunci, într-un mesaj expediat în adresa redacției, fostul deputat democrat a declarat că citația de primire a ordonanței a fost înmânată soției sale. Andronachi a precizat pentru TV8 că ar fi fost pus sub învinuire la comandă politică. Igor Dodon va afla vineri dacă scapă de arestul la domiciliu. Ședința de judecată la care urma să se examineze anularea măsurii preventive a fost astăzi amânată. Și asta deoarece apărătorii fostului șef de stat nu s-au prezentat la Curtea Supremă de Justiție. Venit la CSJ, Igor Dodon i-a sărit în apărare fostei colege de partid, Zinaida Greceanu, pusă și ea sub învinuire în dosarul sacoșei negre. Nu cunosc detalii, însă este un element a represiunilor politice cu scopul de a submina, poate în perspectivă de a închide partidul de opoziție, Partidul Socialiștilor, care este principalul pericol și alternativă pentru Maia Sandu și PAS. Acest lucru nu îi vor ajuta, chiar dacă vor încerca să închidă partidul, cu toate că nu au niciun argument. Serviciul de presă de la președinție nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție, iar procurorul Petru Iarmaliuc a plecat fără să discute cu presa. Amintim că săptămâna viitoare la CSJ va avea loc o ședință de judecată în dosarul privind finanțarea ilicită a Partidului Socialiștilor, în care este vizat și Igor Dodon. Acesta este acuzat că ar fi promovat interesele lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov, care au creat și conduceau o organizație criminală. Fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat de la aceștia până la $1 milion. Banii au fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor PSRM, inclusiv pentru salarizarea membrilor partidului. Cei vizați resping toate acuzațiile.
Accident înfiorător aseară la Peresecina. O fetiță de 12 ani a fost tamponată în timp ce traversa strada pe trecere de pietoni. Aceasta a fost preluată de ambulanțe și transportată la spitalul raional. Potrivit poliției, la volanul microbuzului se afla un bărbat în vârstă de 31 de ani. Șoferul nu ar fi observat fata care a începuse traversarea la trecerea de pietoni în grabă și a lovit-o în plin cu vehiculul. Testul alcoolscopic a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Conducătorul auto va fi sancționat în funcție de gravitatea leziunilor suferite de copilă. Și-a impus concubina să presteze servicii sexuale contra plată și a obținut din asta peste 300.000 de lei. Individul în vârstă de 36 de ani a fost reținut fiind anunțat în căutare națională în 2018, când a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Suspectul este locuitor al capitalei, iar acum 4 ani a fost condamnat la închisoare după ce și-a impus iubita să presteze servicii sexuale. Femeia a răbdat până l-a denunțat. Potrivit poliției, individul o amenința și aplica violența fizică în cazul în care victima se opunea. Femeia a calculat că pentru serviciile sale, bărbatul ar fi obținut un venit ilicit de aproximativ 300.000 de lei. În anul 2018, acesta a fost anunțat în căutare națională, iar în urma măsurilor speciale de investigație întreprinse de polițiștii sectorului Râșcani, acesta a fost reținut pe teritoriul capitalei și adus la penitenciar. Un șofer din capitală a urcat beat la volan. Avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 6 ori mai mare decât norma admisă. El a fost ochit de polițiști pentru că circula haotic pe străzile capitalei. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 32 de ani, se afla la volanul unui Volkswagen în jurul orei 2 noaptea. Acesta a fost observat de inspectorii de patrulare, circulând șerpuitor pe strada Petru Rareș din centrul capitalei. Când l-a oprit, oamenii legii au simțit un miros puternic de alcool, imediat că șoferul a deschis geamul portierei. Testul alcoolscopic a arătat că avea o concentrație de 0,84 mg per litru de alcool în aerul expirat. Șoferul a rămas fără permisul de conducere până la pronunțarea instanței, dar și fără automobil, care a fost dus la parcarea specială. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!